Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, definirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi, alături de noi, este Lidia Moise, psiholog. Îi mulțumim foarte mult pentru că a răspuns invitației noastre de a face acest interviu material în cadrul acestei frumoase campanii, care vine, iată, în luna martie ca o completare la campania anterioară. Dacă înainte am avut timp de aproape 2 săptămâni o campanie dedicată femeii, dedicată feminității, dedicată arhetipurilor feminine, de asemenea rolurilor femei, iată, de data aceasta vorbim despre bărbat, vorbim despre masculinitate, la fel despre roluri, despre rolurile sociale, dar și despre rolurile din viața privată. Ne temem de vulnerabilitate ca formă de expresie a slăbiciunii, cumva inoculată de societate, de cutumele sociale, de reguli, de norme, ca formă de reprimare a emoțiilor, ca dovadă a faptului că ceva ne poate destabiliza sau ne poate dezechilibra. Dar până la urmă, vulnerabilitatea este partea umană din noi, ea stă la baza tuturor emoțiilor și sentimentelor noastre. Și încercăm prin aceste interviuri materiale să răspundem în cadrul acestei campanii la o serie de întrebări alături de invitații noștri. Ce înseamnă cu adevărat să fii bărbat? Cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare? Ce roluri au dobândit ei între timp? Vom vorbi și despre polarizarea rolurilor femeie-bărbat. Ce mituri și stereotipuri persistă încă despre ideea de masculinitate și agresivitate? Cum pot bărbații să-și exprime masculinitatea într-un mod sănătos și matur? Cum pot bărbații să-și accepte de asemenea vulnerabilitatea și de ce au dificultăți în a-și exprima emoțiile? Pornim discuția noastră de la o carte superbă, o carte și un autor foarte dragi nouă și mie și Ligiei, Harriet Lerner, Dansul relațiilor, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Așadar, Ligia, știu că sunt multe întrebări, sunt multe provocări în această dezbatere și poate că ne-ar trebui episoade ca să epuizăm acest subiect. Dar hai să încercăm cumva să stabilim ce înseamnă un bărbat autentic, ce înseamnă un bărbat asumat, responsabil și cum ne raportăm, să spunem, la vulnerabilitate. Pentru că de cele mai multe ori, în societatea actuală și în vremurile pe care le trăim, punem vulnerabilitate egal slăbiciune sau punem masculinitate egal agresivitate. Ori lucrurile nu stau chiar așa. N-ar trebui să stea așa. Bună dimineața, mulțumesc mult. În continuare sunt mirată. Sper că până se termine întâlnirea noastră să-mi treacă mirarea asta că m-ai ales să fiu parte din acest proiect legat de masculinitate. Eu, femeie fiind. Dar probabil că de la înălțimea celor 51 de ani, probabil că ai zis, mă, s-ar putea ca ea să știe. Mă gândesc. Să știi că îți împărtășesc ceva. Am mai auzit această expresie și mi se pare interesantă din ce perspectivă. În egală măsură, în campania dedicată femeilor, am ales din multe domenii, și antropologie, și zona socială, sociologie, psihologie, psihoterapie, Cum e firesc arhetipul să și așa fie. mai departe. Deci, mai multe perspective. În cazul bărbatului și a masculinității, am procedat în același fel. Și am avut în egală măsură și femei și bărbați care au vorbit despre ceea ce înseamnă femeia în ziua de astăzi, despre rolurile femei și în egală măsură și despre bărbați. Deci cred că undeva mai nimerit este să vorbească o femeie despre ceea ce înseamnă un bărbat, pentru că Eu s-ar cred că putea. de fapt Spune. este ca și cum aș zice, știți ce văd eu, Corect. Ligia, femeie, vă dați seama că azi o să fiu foarte subiectivă, mai subiectivă decât în alte situații sau pe bază, când vorbesc despre anumite subiecte. Azi probabil că o să fiu foarte subiectivă și nu știu cât o să
Da, o să trebuiască să las și specialistul din mine să intervină și să pună acolo un echilibru între ceea ce crede Ligia, femeia, și ceea ce știe specialistul Ligia Moise. Eu cred că, de fapt, toți suntem oameni. Fiind toți oameni, avem niște nevoi de bază care sunt universal valabile. Orice om care se află cât de cât într-un echilibru, da? Adică dacă e cu mintea aici pe pământ, orice om are nevoie de iubire și de respect, indiferent că e femeie sau bărbat. Ori, cred că unde apar diferențele este în felul în care avem abilitatea de a înțelege ce avem nevoie, ce simțim și implicit ce avem nevoie, ne dăm voie să recunoaștem, să ne recunoaștem nevoia și mai ales acolo intervine dificultatea, cum o exprim, cum cer, cum caut să-mi îndeplinesc acea nevoie, indiferent că sunt femeie sau bărbat. Dar datorită, nu, din cauza unor cutume, din cauza unor obiceiuri sau unor lucruri care au perpetuat de foarte mult timp, bărbații au impresia că nu pot să ceară în primul rând, în al doilea rând nu pot să ceară să fie ajutați, nu pot să ceară să fie ținuți în brațe sau mângâiați, conținuți în anumite momente ale vieții lor, pentru că și ei sunt oameni și peste ei vin evenimentele de viață și bineînțeles că și pe ei vor amprenta evenimentele de viață și astfel vor crea niște nevoi. Ori dacă vorbim despre lucrurile rele care pot să apară în viața oricărui om, atunci cu siguranță eu aș băga mâna în foc că orice bărbat, indiferent de cât de matur este din punct de vedere biologic, da, vârsta lui biologică, indiferent cât ce greutate are sau cât de mare, care este volumul, el are nevoie ca la un moment dat să poată să pună capul pe umărul unei partenere de viață și să fie atât cât poate o femeie mai micuță să țină un bărbat mai mare în brațe, orice femeie trebuie să fie în stare să-și conțină partenerul de viață, indiferent de dimensiune. Pentru că nu trebuie neapărat să-l ții ca pe un copil, așa cum îți ții bebelușul, ci pur și simplu el să se simtă conținut, înțeles, acceptat și să-i mai și spui, o să trecem împreună peste asta. Dar teama mea este că mulți bărbați au fost crescuți cu această idee că dacă cere ajutor, nu există, ești vulnerabil, nu trebuie să fii dator la nimeni, tu nu trebuie să te arăți slăbiciunile și dacă cere ajutor înseamnă că tu nu ai fost în stare să rezolvi, să găsești o soluție. Ori știm cu toții că nu putem să facem față singuri vieții, nu putem să găsim singur soluții întotdeauna, în orice situație, în orice... nu există așa ceva și oricum două minți sunt mult mai bune decât una singură în găsirea unei soluții. Există cumva în cazul bărbaților, apropo de tiparele relaționale din copilărie, pentru că, într-adevăr, de acolo pornim, de la ceea ce băiețelul, apropo de a nu-l ține ca pe un copil, până la urmă toți avem un copil interior în noi. Da, și, și femeile care au fost fetițe și bărbații care au fost cândva băieți. Dar mă gândesc că, apropo de tipare relaționale, ceea ce ei au văzut ca limbaj al iubirii, ceea ce ei au văzut băieții ca model de comportament, în special adaptații la părinții lor, da. Pentru că dacă au fost crescuți în ideea în care bărbatul era bun, ok, era capul familiei, dar era foarte autoritar, tatăl nu își exprima emoțiile nici față de copii,
nici față de soție, de mama copiilor, de partenera de cuplu. Întotdeauna poza cumva, pentru că este o imagine în bărbatul dur, în bărbatul descurcăreț, în bărbatul care rezolvă orice problemă și în bărbatul Exact. în care nu arată nici cea mai mică fisură din personalitatea lui. Doamne ferește, cumva să arate o mică vulnerabilitate. Și atunci, normal că fiind crescuți așa, apare cumva, mă gândesc că apare teama la unii bărbați, probabil că la cei mai mulți, în momentul în care au nevoie de o îmbrățișare sau au nevoie de o vorbă caldă, de o vorbă bună, De încurajare. Exact, de încurajare. De să zic că eu cred în tine, eu sunt convinsă că ai să poți. Exact. E atât de simplu. Cred că încurajarea și aprecierea sunt niște ingrediente esențiale într-o relație funcțională de cuplu și probabil că cei mai mulți bărbați au teama aceasta de a fi, pe de o parte, de a fi respinși, da? Hai mă, ce ești copil, pe de o parte, iar pe de altă parte, da, teama de a nu pica în fața celuilalt în ridicol. Teama de a fi ridicol, da? Da, și acolo, exact. Dar tot există. Pentru că așa i s-a spus. Da. Așa i s-a spus sau așa, și sau așa a văzut, pentru că i s-a spus, nu plânge că bărbucie aia. Eternul subiect despre care tot discutăm, că să nu mai spunem băieților, n-ai voie să plângi din simplu motiv că ești băiat. De parcă bărbații, băieții n-ar avea glande lacrimale. Nu, au și ei glande, aveți și voi glande lacrimale, așa că dacă simțiți nevoia de fiecare dată, trebuie să faceți și lucrul acesta. Bun, cred că asta se întâmplă deja cu o mare parte dintre părinți, nu-și mai cresc băieții așa. Dar aș vrea să se gândească bărbații tineri sau mai puțin tineri, care sunt și ei la rândul lor taci și care spun băieților lor, poți să plângi, e ok, e ok să te simți vulnerabil, dar uite, eu sunt aici lângă tine. Și tot ce știm că poate să facă un părinte, dacă el știe să facă asta pentru copilul lui, să învețe să facă și pentru el. Adică în momentul în care e supărat din vari motive, se simte vulnerabil, simte că are nevoie de o încurajare, simte că are nevoie de o mână pusă acolo pe umărul lui să-i spună ai să poți să faci sau ai să reușești, eu cred în tine. Dacă simt, au astfel de nevoi, să și le exprime, așa cum îi învață pe copiilor să și-o exprime. Pentru că s-ar putea să existe această discrepanță între generații și să fie tați care au înțeles ce este nevoie să învețe pe copiii lor, dar ei în același timp nu preiau. Și vă dați seama că acolo poate să apară o diferență între ceea ce mi se spune și ceea ce mi se arată. Și copilul zice, tata mi-a zis că am voie să plâng atunci când mă doare ceva, că sunt foarte supărat, dar eu nu l-am văzut pe el niciodată făcând lucrurile. Sau eu nu am văzut-o pe mama mea luându-l în brațe și conținându-l acolo și încercând să-l consoleze pentru o situație nefericită din viața lui. Și atunci copilul ăla zice, numai eu am voie sau are voie toată lumea? Și ce se întâmplă și eu chiar pot să fac sau nu pot să fac lucrul ăsta? Că este această diferență între ceea ce mi se spune și ceea ce mi se arată. Făcând referire la această frumoasă carte pe care am pomenit-o la începutul interviului nostru, Dansul Relațiilor, de Harriet Lerner, hai să cumva, ca un exercițiu de imaginație, cartea este deopotrivă dedicată și recomandată în egală măsură femeilor și bărbaților, pentru că vorbim de un dans al relațiilor și, bineînțeles, ca orice dans, presupune doi cel protagoniști, puțin doi. Doi dansatori. Și acum vorbim despre bărbați, să spunem, în raport cu partenera de cuplu. Și am găsit niște lucruri foarte interesante pe care le pomenește Harriet Lerner, niște sfaturi
foarte utile. Și anume, cartea Dansul Relațiilor ne explică ce să spunem și ce să nu spunem atunci când. Da? Și mă pun, de exemplu, în postura bărbatului care își dorește sau își pune anumite întrebări. Dorim să ni se ceară scuze, dar persoana care ne-a rănit, în speță partenera, refuză să-și ceară iertare și nu-și recunoaște faptele. Sau suntem disperați și nu știm cum să facem în așa fel încât conversația să avanseze. Avem un soi de blocaj în comunicarea noastră. Ne simțim împovărați și deprimați de criticile sau comportamentul celuilalt. Am fost respinși, apropo de ce spuneam puțin mai devreme, am fost respinși sau ignorați, iar cealaltă persoană nu dorește să discute cu noi. Credem că de fapt am încercat totul și nu se schimbă nimic. Suntem nehotărâți dacă este cazul să părăsim relația și nu ne cunoaștem limitele sau nu punem în relația noastră niște limite, niște granițe sănătoase, firești. Niște limite sunt acolo în toată enumerarea aia făcută de tine și sunt și niște nevoi neexprimate. Sau poate n-au fost exprimate de așa manieră încât să poată fi înțelese că dacă nu reușesc să-mi exprim ceea ce aș avea nevoie într-un timp util și strâng o zi, două, săptămână, un an, doi, cinci, terească, sunt un strâng frustrare, da? Acolo, în momentul în care devin ca un butoi plin cu pulbere și vine cea mai mică scânteie, eu n-am să mă mai pot face înțeles pentru că devin cel puțin furios, dacă nu și agresiv, verbal sau mai rău, și atunci nu mă mai pot face înțeles. Dacă, că e lungă lista aia pe care tu ai zis-o, sunt din mai multe paliere ale vieții. Și dacă am strâns atât de multă frustrare că nu mi s-a dat ceea ce aș fi avut nevoie, că nu mi-au fost respectate limitele, că toate astea ce îmi ziceai tu seamănă așa din sfera submisivității, a omului supus, a omului care nu știe să se pună în ecuația vieții, a omului care nu știe să țină cont de el și de nevoile lui și implicit nu știe să le ceară. Și, din păcate, comportamentul celorlalți în raport cu omul submisiv este că, lasă-mă că el se descurcă. Nu-l mai întreb eu dacă poate sau nu. Sau, dacă am o problemă, îl sun pe el la un telefon distanță și mă va ajuta și eu uit de cele mai multe ori să-i mulțumesc sau să-l întreb ce aș putea să fac pentru tine să simt că sunt de recunoscător. Noi oricum nu avem genul ăsta de antrenament să putem să acționăm așa în raport cu celălalt. Și pentru că nu se întâmplă lucrurile astea, că nu este întrebat ce are nevoie, că nu îi se spune un mulțumesc, aș vrea să fac ceva, să mă recompensez. Recunoștința. Recunoștința aceea de care am avea nevoie, se strânge foarte multă frustrare și la primul mic incident sau doar un dă-te mai încolo, reacția va fi sigur, nimeni n-are loc de mine, tot timpul trebuie să mă dau eu la o parte. Și zic, bă, dar te-am rugat să te dai un pic mai încolo. Nu este despre ce se întâmplă în clipa aia, ci despre cât a acumulat omul ăla și n-a știut nici să ceară, nici să-și impună niște limite în raport cu ceilalți. De ce? În spatele acestui comportament este pentru că el nu știe să țină cont de el. El nu a fost învățat să se oprească din toată vâltoarea aia vieții și să zică, bă, dar eu de fapt ce mi-aș dori în clipa asta? Eu de fapt ce aș avea nevoie de la relația asta? Eu în momentul ăsta mă simt cum? Și dacă mă simt așa, care este lucrul care ar putea să-mi aducă un strop de bine? Ce ar putea să-mi influențeze calitatea vieții mele? Cu aceste simple întrebări, cu acest simplu exercițiu, făcut cât mai des, de mai multe ori, într-o zi, pentru că realitatea este că într-o zi mulți oameni ne cer lucruri să facem pentru ei, nu mai zicem la serviciu,
dar chiar și în relațiile de zi cu zi. De cele mai multe ori oamenii vor câte ceva de la noi și noi ne lăsăm prinși în vâltoare și în loc să zic, păi stai puțin, dar eu unde sunt? Am înțeles ce vrea toată lumea, dar eu ce vreau? Eu sunt dispus. Eu mai am energie să mai fac lucrul ăsta? Sau eu vreau ceva în schimb? Vreau să, de exemplu, măcar să știu că într-o situație similară, persoana respectivă o să facă același lucru pentru mine? Dar bărbații, din păcate, majoritatea lor nu sunt învățați să facă lucrul ăsta. Și vă zic, dragilor, și ca așa ca arhetip, ca o parteneră de viață, deși ca femeie, dar și ca terapeut, trebuie să învățați în egală măsură să țineți cont de voi și în aceeași măsură să țineți cont și de dorințele celorlalți. Pentru că dacă nu o să faceți, deci dacă nu o să țineți cont de voi, o să ajungeți atât de supărați, tracasați, epuizați, frustrați, voi, eu cred că frustrați este cel mai frustrați, nu mai zic, de acolo supărare, oboseală, toate spun cuvântul și o să vă duceți în agresivitate la polul celălalt unde nu o să vă simțiți bine pentru că nu sunteți făcuți așa. Sau cei care ale căror porniri sunt mai mult din zona agresivității, sunt mai mult de stay back, numai eu sunt, doar eu, tu trebuie să faci ca așa vreau eu pentru că sunt bărbat, ok, probabil că va mers o perioadă, un an, doi, cinci, zece, 20. Nu contează. Dar da, să știți că finalul o să fie cam al singurătății. Cred că da. Că până la urmă nu rămâne nimeni lângă voi. Da, e un paradox, știi, apropo exact de ce spuneai tu, că s-ar putea să existe, apropo de tipare relaționale, anumiți bărbați care se duc într-o extremă, da, și care spun, nu neapărat că spun partenerei sau cuiva, dar au ei acel sentiment, eu contez, nevoile mele contează, eu sunt cel mai, da, și celălalt este cumva obligat, nevoit să-i satisfacă nevoile celuilalt, el punându-se pe primul plan. La polul opus, apropo de submisivitate, sunt și bărbați care, din dorința de a face ca relația să meargă foarte bine, din dorința de a intra în voie, a intra în din grație, frică de abandon și sau respingere. Și din frica de abandon și de respingere, exact, au tendința foarte mult de a lăsa de la ei, da? Și iarăși se produce cumva un dezechilibru în momentul în care nu trebuie să mă pun pe mine pe primul plan, trebuie să țin cont de nevoile relației și de nevoile celuilalt, dar trebuie să țin cont și de nevoile mele până la urmă. Adică să fiu eu cumva bine cu mine în așa fel încât celălalt să vadă acest lucru. Exact. Știi care este argumentul meu că nu este un gest egoist în a mă pune pe mine pe primul plan, nu agresivul în care numai el contează, ci să țin cont de nevoile și dorințele mele. Argumentul meu este așa. Dacă mie mi este bine, tuturor în jurul meu le va fi bine, pentru că voi fi într-o stare de echilibru și voi putea din plinul meu să dăruiesc și altora. Pentru că realitatea este că noi ca omenire nu am ajuns nu am ajuns altruiști. Suntem câte unii mai darnici, mai deschiși, suntem empatici, mulți dintre noi și atunci suntem în stare să vedem nevoile celuilalt, ne punem în papucii lui și să-i dăruim ceea ce el are nevoie. Dar realitatea este că toți încă, poate, cine știe, când la un moment dat al evoluției omenirii vom ajunge și la nivelul de a fi altruiști, dar realitatea este că nu suntem și avem nevoie să auzim din când în când mulțumesc, nu știu ce, vai cât de minunat și de extraordinar ești, sau aș vrea să-ți fac un cadou pentru că îți sunt recunoscător pentru nu știu ce, sau să știi că voi fi aici și eu pentru tine, dacă să fim asigurați că gestul nostru a fost primit, înțeles și că o să găsim reciprocitatea. Dar pentru asta trebuie să fim conștienți de noi și să
să înțelegem că nu suntem atât de darni, de atât de altruiști. Da? Uite, zilele trecute, avem de nevoie fapt, de... De fapt, cred că e mai mult de, cred că o săptămână, dacă nu chiar o săptămână jumate, am văzut o, dacă nu mă înșel, o postare sau un articol, nu mai țin minte exact, dar mi-a atras atenția subiectul. Și anume, legat de complimente. Din punct de vedere social, este unanim recunoscut și cumva acceptat și oarecum firesc, da? Ca o femeie să primească complimente din partea altor femei, dar cu precădere din partea bărbaților. Invers, lucrurile... Nu știm să facem. Nu știm noi femeile, acum zic, din perspectiva femeii. Noi avem impresia că trebuie să stăm așa prințese și nu trebuie și toată lumea trebuie să închine și noi nu avem nimic de făcut. Nu, drăguțelor, cu cât îl vei complimenta, spune-i dimineața înainte să iasă pe ușă, foarte bine arăți dimineața asta. Îți vine foarte bine tricou, bluza, blugii. Nu contează. Mă bucur că ai făcut mâncarea asta bună. Mă bucur că ai fost atent și ți-ai dat seama că îmi lipsește nu știu ce sau lipsește ceva din casă și exact. Te-ai dus tu și ai cumpărat. Exact. Sunt recunoscătoare pentru că ești un bărbat atât de gentil și mi-aduci flori. Putem să facem lucrurile astea, dragile mele. Nu există că doar ei. Nu, nu ai prostie. Nu știu cum să-i spun altfel. Nu putem să stăm așa, zic o prostie acum, dai să mă lași, ca crăiasa zăpezii, da? Acolo undeva sus, rece, impenetrabilă și cineva să tot facă temenele, cineva să tot ia butoiul ăla de, blocul ăla de gheață în brațe, că doar la un moment dat se va topi și o să primească ceva uman. Nu există așa ceva. Sunt absolut convinsă și știu din viața mea personală că un bărbat chiar se emoționează în momentul în care îi spui wow, cât ce cravată frumoasă, ce bine îți vine, cât de bine arăți în dimineața asta, te-ai tuns, stă foarte bine. Pur și simplu aceleași lucruri care ne fac și nouă plăcere să le auzim. Nu e, de-aia așa ajung cum am început. Eu nu cred că sunt mari diferențele dintre noi. Pentru că până la urmă un compliment înseamnă am fost atentă la tine, am văzut ceva care mi-a plăcut, vreau, te-am observat, vreau să-ți fac un compliment pentru că vreau să te simți bine. Nu este doar ce bine stă cu cravata asta. Acolo este timp acordat, atenție celuilalt și dorința de a-l face să se simtă bine. Dorința de a avea încredere, pentru că, dragile mele, când îmbrăcat el frumos așa la costum și spui tu, vai de mine cât de bine arăt în dimineața asta, păi cum pleacă omul ăla la serviciu și cam cum o să performeze? Performanță care se va vedea în banii pe care îi face, de care te vei bucura și tu. Deci este un cerc, nu este ca și cum doar ai da și n-ai primi nimic. Plus că se deschide relația în acel cuplu și oamenii se simt confortabili, oamenii, adică tu și cu partenerul tău, oamenii adică se simt confortabili să dăruiască pentru că știe că astfel va primi. Altfel veți fi doi oameni care stau spate în spate, nu se văd, nu înțeleg ce se întâmplă cu celălalt, știe, o să știi doar că tu nu primești ceea ce ai nevoie și o să fii foarte tristă și o să crezi că bărbatul tău nu te înțelege. Dar dacă se întâmplă așa, hai să-ți aduci aminte când a fost ultima dată când i-ai făcut un compliment. Și dacă toate astea sunt întrunite și totuși, sărească Sfântul, te afli într-unul care e mai înspre polul agresiv, unul care doar nu primește și nu face nimic și nu, sau nu te simți bine, pleacă de acolo, Doamne iar. Da? La fel și bărbații. Nu vă simțiți bine? Nu stați la nesfârșit. Și bărbații și femeile care așteaptă la nesfârșit de la partenerilor de viață să
își dea seama ce ar avea nevoie și să și pună în act, după ce își dau seama, sunt oamenii care au așteptat de la unul dintre părinți să le spună: bravo, sunt tare mândră de tine, fiul sau fiica mea, ești extraordinar, mă bucur din suflet că ești atât de minunat. Lucru care părinții ăia n-or fi fost în stare, nu că n-au simțit, sunt foarte puțini care nu simt, dar sunt copleșitori de mulți cei care nu au știut că trebuie să facă lucrul ăsta și au reprimat. Și mă mai gândesc. Și atunci ajungem în relația de cuplu și aștept sau aud de la partenerul meu, de la partenera mea de viață, ceea ce mi-am dorit de la părinți nu se întâmplă, dar poți să ceri, poți să spui: băi, mama mea niciodată nu mi-a zis bravo. Eu am avut și note bune, am fost și cu minte, am făcut nu știu ce. Bă, odată nu mi-a zis bravo. Așa că aș avea nevoie de la tine să-mi spui lucrul ăsta. Sau nu numai că nu mi-a zis, o altă problemă. Nu, doar că nu, nu mi-a zis e una. Dar orică e vorba de mamă, de tată sau poate chiar de ambii părinți de cele mai multe ori. Exact, din păcate. Nu că n-am primit aprecieri sau încurajări, dar s-a venit cu foarte multă etichetare și critică. Critică, cerințe, așteptări. Așteptările părinților au fost extrem de mari, au fost nerealiste. Da. Și indiferent ce ai făcut-o, n-a fost bun, n-a fost suficient. Suficient de bun. Și a apărut comparația cu ceilalți, etichetarea și critica. Da. Care? Comparație, etichetare și critică se vor perpetua în relația de cuplu. Dacă nu ne dăm seama, nu înțelegem. Vei deveni foarte sensibil pe această rană, pe rana de nedreptate, pe rana de umilință. Vei deveni foarte sensibil exact pe aceste trei lucruri din relația cu părintele. Un partener sau o parteneră foarte critică, care poate te depreciază sau te devalorizează, care vine și spune cu aceleași vorbe pe care le-au spus părinții: nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, sau uite, ăla a putut să facă, da? Comparația cu alți bărbați, ăla a putut să facă, chiar dacă tu faci atât cât te pricepi și chiar îți dorești, chiar faci lucruri, da? Pentru a arăta celuilalt. Exact cum copilul încearcă să-i demonstreze părinților: mami, tati, am venit cu un 9 sau cu un 10 acasă. Da, și părintele zice, bine, ok. Nu, dar ceilalți ce note au luat? Și următoarea întrebare, știi? Ceilalți ce note au luat? Dar ce importanță are? Copilul tău a performat. Chiar și așa, dacă s-a întâmplat, pentru că, dragilor, nu putem la nesfârșit să dăm vina pe părinți. De la un punct încolo, trebuie să ne înțelegem pe noi. Și uite, dacă toți cei care veți înțelege din această simplă și scurtă discuție dintre noi doi, dacă veți înțelege că nevoia voastră este aceea, nu așteptați până când sunteți plini de frustrări și implicit de furie ca să o exprimați. Găsiți-vă cuvintele, cu care ați fi vrut să-i cereți mamei, da? Nu-i spuneți soției: așa făcea și maică mea, îmi zicea că nu știu, ok, nu, ăla nu este bun, nu este constructiv, soția ta nu are legătură în plan fizic, are legătură doar în mintea ta. Asta spun, că el poate să o gândească, să nu o spună, da. Dar el de gândit o gândește, pentru că el retrăiește același episod. Eu știu, dar după ce îți trece furia aia, când zici, ia uite-o și pe asta, e că exact ca maică mea, exact cum îmi făcea maică mea, așa face și ea, să se oprească un pic, să zică: Doamne, dar cum m-a făcut să mă simt? Groaznic, nu groaznic, zi-mi un cuvânt, că e frustrat, că e dezamăgit, că e trist, că e nedreptate, ceva. După ce se domolește, să zică: draga mea, stai jos, eu nu vreau să ne mai certăm. Aș vrea să încetezi odată toată această luptă care este inutilă. Vreau să-ți spun că mi-am dat seama și poate ți-am și urlat că ești ca maică mea. Ce vreau să spun este că m-am simțit la fel de frustrat ca atunci. Nu rămânem acolo, că aia înseamnă tot conflict. Deci nu-i spune, dar vorbești despre tine.
m-am simțit frustrat, exact cum mă făcea mama să mă simt, și ce aș avea nevoie acum este să-mi spui că ai încredere în mine, că eu am să reușesc. Înțeleg că poate nu sunt în cel mai fericit moment, loc, da, că nu sunt poate idealul tău atins, dar vreau să știu că ai încredere în mine. Vreau să știu că ai încredere în noi că putem să facem lucruri. Dar asta înseamnă să las deoparte multă frustrare, să rămân cu mine, să-mi definesc într-un singur cuvânt cum m-a făcut să mă simt partenera mea de viață, să-mi dau seama dacă are legătură cu mama, tata, bunica, care o fi pe acolo sau toți, și să mă duc să-i spun, nu-mi face bine și nici mie, nu face bine nici relației noastre să continuăm pe linia asta. Așa că, draga mea, am nevoie să. Exact. Și trebuie să spun acolo ce. Și știi care e diferența în relație, apropo de un anumit limbaj al comunicării, sau eu l-aș numi limbaj relațional. În copilărie, noi aceste lucruri, deși ni le-am fi dorit să le scoatem pe gură, nu puteam. Pentru că eram copii de 5, 6, 7, 8, 10, 15 ani. Dar nu ne învățase nimeni, nu ne învățase vedeam la nimeni. Unu, nu aveam nici limbaj, nu aveam, plus că era vorba și de autoritatea părintelor. Cum să vin eu, exact mot-a-mot ce ai spus tu, cum să vin eu să-i spun tatălui meu sau mamei mele, știi, mă simt devalorizat, nici nu existau aceste cuvinte în vocabularul nostru, da? Mă simt foarte nedreptățit, mă simt devalorizat, da, pentru că da, tu m-ai criticat și pentru că nu știu ce. Și pentru că, de fapt, eu aș avea nevoie ca tu să ai încredere în mine. Exact. Ori acum, uite, prin intermediul cărților, prin intermediul oricărui workshop sau atelier sau curs sau orice altă conferință cu specialiști, care intermediul terapiei. Exact, foarte bine. Adică un specialist poate un specialist este shortcut. Da. Către soluție. Pentru că el identifică problema și zice, uite, părerea mea este că lucrurile ar trebui să, ce ai tu de făcut este asta ca să te ducă într-un punct mai bun al vieții tale. Da, trebuie. Da, n-am avut. Ok, n-am avut. Dar asta da, nu înseamnă că nu putem. Știi cât ce a zis Ialom? Pe lângă de mii de lucruri spuse de Ialom, el a zis că este timpul, și nu contează când, în viața oricărui om, ca și cum mai pune o paranteză, este timpul să admitem că nu putem avea un trecut mai bun. Da, trecutul nu-l putem schimba. Și nici părinții nu tocmai ne putem schimba. Nu schimbăm nimic, este experiența noastră de viață, noi înlăturăm, înțelegem cum ne-am amprentat, înțelegem ce am vrea să se întâmple altfel astăzi în viața mea și înțelegem ce stă în puterea noastră ca să putem să aducem această schimbare. Ori conștientizarea stării mele emoționale și a dorințelor mele sunt primii pași pe care îi pot face. Dar asta înseamnă să las furia deoparte, nu cred că nimic bun o să aducă, știm toți că nu există. Furia n-aduce nimic bun. Și să înțeleg ce se întâmplă acolo în sufletul meu, să înțeleg două întrebări. Ce simt și ce aș avea nevoie. Atât. E un început extraordinar. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Ligia Moise, psiholog, despre masculinitate, despre roluri, despre relația femeie-bărbat într-un parteneriat de cuplu, despre nevoile bărbatului, despre masculinitate, agresivitate, despre felul în care percepem noi vulnerabilitatea, pornind de la o recomandare de carte, Dansul relațiilor, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția Pas în doi a editurii Herald. Dragii noștri, iată un alt episod se încheie din această frumoasă campanie, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!